Să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în a doua epistolă, epistola lui Petru, capitolul 3. Doi Petru, capitolul 3, începând cu versetul 1. Prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări, ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de Sfinții Proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri. Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri care vor trăi după poftele lor și vor zice: unde este făgăduința venirii Lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Căci în adins se fac că nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei. Și că lumea de atunci a pierit tot prin ele înecată de apă. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Dar, prea iubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani. Și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului se va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui, fără prihană, fără vină și în pace. Să credeți că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum va scrie și prea iubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui, ca și în toate epistolele lui, când vorbește despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri grele de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Voi deci, prea iubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria.
ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. A Lui să fie slava, acum și în ziua veșniciei. Amin. Amin. În acest ultim capitol al epistolei a doua a lui Petru, Petru încheie această epistolă din nou cu îndemnuri, cu sfaturi, cu scopul acesta ca să ne trezească mintea sănătoasă. Cât de important este să avem o minte sănătoasă, să avem o minte curată. Dacă trăiești în curăție, dacă trăiești în teamă sfântă de Dumnezeu, ai această minte sănătoasă. Și invers, dacă trăiești în necurăție, dacă trăiești cum îți place, cum ai înțeles, atunci ești departe de a te califica să ai o minte sănătoasă, să ai o minte curată, care să se ghideze după cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. În Iacov 3:17, citim aceste cuvinte. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire nefățarnică. Iată oglinda, definiția înțelepciunii care vine de la Dumnezeu și a unei minți sănătoase, a unei minți curate. Petru se adresează cu aceste cuvinte gingașe, prea iubiților. Așa a învățat de la Domnul Iisus și ce frumos este acest vocabular, ce frumos este acest dialog al lui Petru către noi. De altfel, și ceilalți apostoli și Ioan la fel folosește așa cuvinte gingașe care merg la inimă, la fel și apostolul Pavel, apostoli care au învățat frumos de la Domnul Iisus Hristos. Și iată că îl imită. Iată că ei merg pe urmele Domnului Iisus Hristos. În prima parte a acestui capitol, de la versetul 3 la versetul 10, Petru spune despre oamenii batjocoritori, care în ignoranța lor și necredința lor nu cred în venirea Domnului Iisus Hristos, ci dimpotrivă îi batjocoresc pe cei care cred lucrul acesta. Referindu-ne la noi, am putea să înțelegem că poate să fie și printre noi credincioși care sunt nepăsători, sunt indiferenți
față de evenimentul acesta care urmează să apară. Cel mai important eveniment în universul acesta în care ne-a așezat Dumnezeu este acesta, venirea, revenirea Domnului Iisus Hristos. Acesta e cel mai important eveniment. Noi căutăm să ne informăm din multe mijloace ca să știm care sunt noutățile. Noutățile zilei, de la știri sau prin alte mijloace, dar despre venirea Domnului Iisus, au spus și prorocii, a spus și despre și Domnul Iisus Hristos, au spus și apostolii. De aceea Petru zice să ne amintim de lucrurile de odinioară, lucruri care s-au spus mai de mult și care rămân în picioare. Cerurile și pământul vor trece, așa cum am citit chiar în capitolul acesta. Dar cuvintele mele, cuvintele Domnului Iisus Hristos, nu vor trece. Cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Și este viu în vecii vecilor. Și adevărat. După aceste lucruri pe care Pavel le spune și dă și un exemplu că oamenii din timpul lui Noe au fost ignoranți și n-au crezut ceea ce le propovăduia Noe până într-o zi. Și a venit acea zi și a găsit nepregătiți. De asemenea, spune și exemplul lui Lot. Acei oameni au fost prinși la fel în starea aceasta de păcat, nepregătiți și au pierit. Au pierit și cei din timpul lui Noe, toți de pe fața pământului, cu excepția lui Noe și a familiei lui. Au pierit toți cei din Sodoma și Gomora, cu excepția lui Lot și a celor două fiice. Și la fel, spune cuvântul că va veni și ziua Domnului. Va veni ca un hoț. Adică atunci când nu te aștepți. Și ca să nu fii prins nepregătit, trebuie să stai în așteptare. Trebuie să veghezi. Și Petru, după ce spune ce se va întâmpla, cum cerurile și pământul acesta vor trece, se vor topi, mai este un lucru important de știut, că nimica nu se petrece la întâmplare. Totul este mâna lui Dumnezeu. Absolut totul. Istoria este în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu conduce istoria acestei omeniri. Într-adevăr, este multă teamă, multă spaimă pentru mulți și mai ales pentru marile puteri care se confruntă între ele și care au fabricat atât arsenal de război că ar putea ucide, termina cu pământul acesta nu odată, ci de mai multe ori. Atâta armament de război există și ar putea să apară o mână a unui om inconștient să apese pe acel buton și totul se va înnărui într-o clipă. Dar să știți că Dumnezeu nu va îngădui ca cineva să facă lucrul acesta. Dumnezeu are ultimul cuvânt și Dumnezeu este în control. Și Dumnezeu controlează totul. Nu oamenii determină sau
Hotărăți că acea zi a Domnului, acea zi când Domnul va reveni, ci Dumnezeu este acela care a hotărât. Și ne îndeamnă cuvântul în versetul 11. Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului? Este o atenționare. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Adică să-ți mai lipești inima de aceste lucruri, de pământul acesta care va fi distrus, de lucrurile de pe pământul acesta care vor fi nimicite, distruse? Petru ne atenționează să fim înțelepți în privința aceasta. Și noi să așteptăm venirea Domnului Iisus. Și așteptând venirea Domnului Iisus Hristos, nu vom avea parte să vedem aceste nenorociri care le descrie cuvântul lui Dumnezeu. Vom fi scutiți, pentru că este harul lui Dumnezeu. Este îndurarea lui Dumnezeu care se va arăta până la capăt. Și în versetul următor: dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Iată ce trebuie să așteptăm noi. Cum trebuie să gândim noi, cum trebuie să privim noi, cum trebuie să ne pregătim noi. Mărturisea un credincios, se afla într-o altă țară, un român, și avea avionul dintr-o altă localitate care era la o distanță de vreo 30-40 de kilometri și mai avea o oră și jumătate până la decolarea avionului. Și deja era în stres, deja era foarte tulburat și disperat și trebuia să ajungă și foarte repede în localitatea de unde trebuia să ia avionul. Și altă problemă, că nu mai avea nici bani ca să ajungă la aeroport. Biletul l-avea cumpărat. N-a avut decât să strige la Dumnezeu: Doamne, fă Tu o minune. A ieșit din gara în care se afla. Probabil că nici trenul ajuta, de regulă la aeroport trebuie să fii cu minim 2 ore înainte de plecarea avionului. Și a ieșit acolo în parcarea gării, a văzut o bătrânică care stătea lângă mașină, a îndrăznit să-i spune acestei femei în vârstă care e problema lui și disperarea lui. Și femeia foarte amabilă, sigur că da, deschide ușa la mașină, poftiți, pune și bagajele acolo. Îi spune: dar să mai știți un lucru, că eu doar atâția bani am, mărânțiș, doar atât am. Dacă vreți, în condițiile acestea. Femeia stă liniștit, au ajuns la aeroport și
A scos mărunțișul acela ca să-l dea Doamnei, care i-a făcut acest mare bine, la care Doamna a răspuns: țineți-vă ce aveți, mă simt datoare eu să vă mulțumesc că v-am dat acest ajutor, pentru că de dimineață și până la ora 4 m-am tot rugat ca să fac un bine cuiva. Și vă mulțumesc dumneavoastră că iată v-a scos Dumnezeu în calea mea. Eu dacă nu fac într-o zi un bine, pentru mine este o zi pierdută. La fel citeam despre un împărat care seara își contabiliza activitățile din timpul zilei împreună cu un apropiat al lui și întreba: ce fapte am făcut astăzi? Ce lucruri am făcut astăzi? Și dacă erau scrise pe listă faptele, și constata că n-a făcut nicio faptă bună, n-a făcut bine nimănui în ziua respectivă, spunea: aceasta a fost o zi pierdută. Ce exemple care ne motivează și pe noi. Oare ce religie o fi avut bătrânica aceea? Ca în mintea ei să fie viu acest lucru. În fiecare zi să fac un bine. Dacă nu fac un bine, este o zi pierdută. Am consumat o zi degeaba pe pământ. Ce religie să fie avut această bătrânică? Sau mai degrabă, ce credință să fie avut această bătrânică? Desigur, o credință adevărată. Ce minunat ar fi ca și noi să fim o biserică adevărată. Ca și noi să fim cu adevărat biserica Domnului Iisus Hristos. Să vină în locul acesta oameni răniți și să plece cu rănile vindecate. Să vină oameni fără bucurie și să plece oameni bucuroși, să plece cu bucurie. Să vină oameni nefericiți și să plece de aici fericiți. Să vină oameni disperați să plece de aici încărcați cu pace. Să vină oameni aici fără speranță și să plece cu speranță, să plece cu nădejde. Așa ar trebui să fim ca biserică. Așa ar trebui să fie și pentru fiecare dintre noi. Să venim cu bucurie la părtășie. Să venim cu dorința aceasta sinceră. Să ne întâlnim cu Domnul Iisus. Să ne întâlnim cu frații, cu surorile. Să fim mângâiați dacă suntem întristați. Să fim îmbărbătați dacă suntem descurajați. Iar dacă venim noi plini de bucurie, să putem da bucurie la aceea cu care ne întâlnim. Așa ar fi ideal. Așa s-ar bucura Domnul Iisus Hristos și așa am putea fi și noi binecuvântați dacă avem dorința aceasta pentru sfințenie, pentru curăție.
să credeți că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire. Cum v-a scris și preiubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui. Iată, din nou, apostolul vede în această așteptare a Domnului Iisus Hristos harul lui Dumnezeu, îndurarea lui Dumnezeu pentru cei nemântuiți. Însă nu că Domnul Iisus Hristos vrea să întârzie, ci e o zi hotărâtă de Tatăl. Dar ziua aceea va veni când numărul celor aleși se va împlini și atunci El va reveni. Dar pentru lucrul acesta ne revine și nouă o datorie. Să așteptăm și să grăbim. Și dacă așteptăm cum trebuie, nu vom fi nelucrători, nu vom fi leneși în ogorul Domnului, ci dimpotrivă vom fi lucrători destoinici. Și în felul acesta vom grăbi venirea Domnului Iisus Hristos prin felul nostru de trăire, de viețuire. Iată, dacă Dumnezeu a hotărât ziua aceea, a revenit Domnul Iisus Hristos și noi avem o responsabilitate, în primul rând, să așteptăm venirea Domnului Iisus Hristos. Este și un mod de sfințire. Zice, cine are nădejdea aceasta în El, în așteptarea Domnului Iisus Hristos, se curățește după cum El este curat. Și apoi vom aduce și roadă. Nu vom sta neroditori. Și în felul acesta vom fi din aceia care vom grăbi venirea Domnului Iisus Hristos. Dar spune că venirea Domnului Iisus Hristos trebuie să ne găsească versetul 11. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care celurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui, fără prihană, fără vină și în pace. Doamne, deschide-ne inima și mintea, ca așa să fim găsiți la venirea Ta. Amin. Amin.